Starea de urgență în Republica Moldova a fost prelungită din nou cu 60 de zile, începând cu 5 aprilie. Decizia a fost luată cu votul la 61 de deputați ai majorității parlamentare PAS. Blocul comuniștilor și socialiștilor nu a participat la vot, iar Partidul Șor a boicotat ședința plenară. Autoritățile susțin că prelungirea stării de urgență este necesară din cauza faptului că Republica Moldova se confruntă în continuare cu elemente ale unui război hibrid, iar acest lucru împiedică țara să fie liberă și integrată în Uniunea Europeană. Potrivit premierului Dorin Răcean, războiul din Ucraina continuă cu consecințe care se resimt și în Republica Moldova, iar starea de urgență va oferi mecanisme adăugătoare pentru ca autoritățile să poată interveni prompt în caz de necesitate în luarea unor decizii suplimentare. În continuare avem riscuri legate de asigurarea cu energie electrică. Noi nu avem suficientă capacitate de producere aici în țară. Iar pe de altă parte avem bombardamentele Rusiei asupra infrastructurii civile, în mod special cele energetice în Ucraina. Acțiunile guvernului nu vor depăși limitele mandatului atribuit de către Parlament și nici nu vor viza încălcarea drepturilor sau libertăților fundamentale. Prin intermediul Comisiei pentru Situații Excepționale vom acționa ca întotdeauna în mod transparent, proporțional, pentru ca să putem să depășim situațiile. După ce premierul a argumentat necesitatea prelungirii stării de urgență, a urmat sesiunea de întrebări. Starea de urgență la noi în Moldova este introdusă deja de aproape 2 ani. Teoriile conspiraționiste privind pericole la adresa securității țării ajung la absurd. Consider că trebuie concret de argumentat, nu doar să speriați oamenii, dar să prezentați fapte concrete și pericole ale securității exprimate anterior. Doamna Caraman, eu înțeleg că dumneavoastră n-ați fost nici la Buci, nici la Irpin, nici în alte părți unde să vedeți urorile războiului. Dumneavoastră nu ați fost în situația în care să gestionați riscurile legate de oamenii care vor să destabilizeze. Și dumneavoastră nu trebuie să induceți în eroare și să faceți această, cer scuze, demagogie atunci când este vorba despre securitatea statului. Să ne enumerați câteva din, cumva, soluțiile sau măsurile care au fost luate pe parcursul stării de urgență, care ne-au ajutat sau au ajutat guvernul să rezolve problemele cetățenilor. Guvernul, prin instrumentele atribuite de stare de urgență, a deblocat ori de câte ori a fost necesar situația din sectorul energetic. Prin acest instrument, noi, așa cum am menționat, am asigurat cel mai mic preț posibil la energie, și energie electrică și la gazele naturale. Dumneavoastră, ca prim-ministru cu guvernarea curentă, veți întreprinde acțiuni care să scadă prețul la energie electrică, care să scadă prețul la produsele din magazine, care să ajusteze pensiile la nivelul inflației, sau totuși, în mare parte, veți folosi această stare de urgență pentru lupta cu amenințarea hibridă. Și deja guvernul a prevenit escaladarea prețurilor la alimente, la preparate medicale, la servicii, la motorină, la alte servicii și bunuri care sunt de primă necesitate. După runda de întrebări-răspunsuri, 61 de deputați din fracțiunea PAS au votat prelungirea stării de urgență cu 60 de zile, începând cu data de 5 aprilie. Astfel, Comisia pentru Situații Excepționale va emite în continuare dispoziții care sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agențiilor economice, a instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Blocul comuniștilor și socialiștilor s-a abținut de la vot, iar Partidul Șor a boicotat ședința Parlamentului. Într-un briefing de presă, deputatul Marina Tauber a declarat că formațiunea din care face parte este categoric împotriva prelungirii stării de urgență. Guvernarea își continuă maratonul situațiilor excepționale. Deja au intrat în istoria țării ca și guvernarea excepțională. Aceasta a obosit întreaga societate. Juriștii noștri vor pregăti din nou atacarea hotărârii la Curtea Constituțională.
Marina Tauber a dat asigurări că partidul pe care îl reprezintă va continua boicotarea ședințelor Parlamentului dacă nu se vor pune pe ordinea de zi proiectele importante și așteptate de cetățeni. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a spus că nu comentează declarațiile politicianului. Deputații PAS susțin însă că prelungirea stării de urgență este necesară. Pentru a preveni riscurile pentru securitatea națională și ordinea publică, pentru a asigura securitatea energetică și a gestiona un potențial flux de refugiați. Ce ține de faptul că Partidul Șor boicotează ședințele Parlamentului, reprezentanții puterii au declarat anterior că este dreptul fracțiunii de a participa sau nu la ședințe. Starea de urgență în Moldova a fost instituită pe 24 februarie 2022, odată cu izbucnirea războiului în Ucraina. De atunci a fost prelungită de 8 ori, iar ultima decizie în acest sens a fost adoptată pe 4 februarie. Mai mulți lideri de opinie au criticat anterior prelungirea acestui regim. Juristul Nicolae Eșanu afirma că instituirea repetată a stării de urgență creează un precedent extrem de periculos, care foarte probabil va fi folosit în viitor pentru a încălca drepturile și libertățile fundamentale. Expertul economic Dionis Cenușe susținea că exponenții guvernării trebuie să creeze mecanisme care să poată fi puse în aplicare imediat ce apar probleme, pentru care ei găsesc soluții doar în starea de urgență.